Lăudați să fie Iisus Hristos! Salutăm pe cei care sunt în biserică, cu siguranță datorită internetului care este acolo. Cei mai mulți au preferat să stea acasă și să ne asculte sau să ne vadă chiar. Îi salutăm și pe ei. Și în mod deosebit îl salutăm părintele doctor în Biblie, Eduard Patrașcu, paroh aici la 2 metri de noi, la Traian. Și îl rugăm să ne spună ce ne-ar prinde bine nouă pe drum, în acest pelerinaj pe care îl așteptăm cu nerăbdare în octombrie. Mulțumesc pentru prezentare, un pic cam mult, cu periculos cu termenul doctor acum. Da. Știu că Părintele Cristi a vorbit un pic din perspectiva dânsului și știu pe ce pune accent el. Eu vreau în această seară să vă lărgesc un pic orizontul și să vedeți un pic dincolo de ceea ce se citește în Biblie. Adică aș vrea să vă dau o perspectivă istorică a Țării Sfinte, pentru ca să ne putem da seama că noi creștinii nu credem în niște legende, niște mituri. Credința noastră nu se bazează pe povești, a zice Sfântul Paul, pe fabule de bătrâne, de babe. Citiți scrisoarea către Timotei. Nu, credința noastră este puternică, ancorată în istorie. Nu e, să mă ierte toți ceilalți la care fac referință, nu este budism care spune că da, Buddha stătea sub un copac într-o zi și i-a venit lui. Nu este nici islam care spune că odată, undeva, nu se știe unde, când, Îngerul Gabriel i-ar fi dictat Coranul lui Mahomed. Nu este nici confucianism, nu e nici alte religii, știu eu, care s-au perindat sau se perindă și astăzi în istorie. Credința noastră creștină, prelungire, completare, împlinire a ebraismului, are rădăcini puternice în istorie. Eu aș vrea să, în această seară, să vă spun cât e de important ca voi, mergând în Țara Sfântă, să aveți și câteva elemente de istorie. Sigur, nu pot să fac ceea ce fac cu studenții într-un semestru întreg, predându-le cursul de cărți istorice. Dar câteva lucruri pot să vă spun, vă arăt și câteva, am pregătit și câteva imagini ale unor situri arheologice, voi nu le veți vizita. Vreo două dintre ele le atingeți, cum este, de exemplu, Qumranul sau, cred, și Masada. Dar există și altele, la Tel Dan, cred că veți merge. De ce? Pentru că aceste situri sunt, în general, acolo, dar sunt pentru noi, care ne sfărâm în creierii cu chetroaiele. Să vedem ce se întâmplă cu chetroaiele alea, de ce sunt acolo. Da? Dar înainte de asta, eu am pregătit aici niște slide-uri, sper să ajute să meargă mai întâi. Se vede? Se vede, nu? Să văd dacă funcționează. Da, vreau să vă citesc primul capitol din Geneză. Dacă îmi țineți până de gram, cum să... Dați-vă un pic aici. Care spune așa... Nu, primul capitol din Geneză... Scuze. Și o să vedeți de ce. M-am gândit să plecăm de la acest capitol. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Pământul era neorânduit și pustiu și întuneric era deasupra abisului și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a despățit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Și a zis Dumnezeu să fie firmament între ape care să despartă apele de ape.
Dumnezeu a făcut firmamentul și a despărțit apele care sunt sub firmament de apele care sunt deasupra firmamentului. Și a zis Dumnezeu să se adune apele care sunt sub cer într-un singur loc și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar adunarea apelor a numit-o mare. Și a zis Dumnezeu, pământul să dea verdeață. Nu vreau să o ia. În fine. Ierburi purtând sămânță și pomi roditori care se facă după soiul lor fructe, purtând în ele sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Și a zis Dumnezeu să fie luminător pe firmamentul cerului, ca să despartă ziua de noapte și să fie semne pentru sărbători, pentru zile și ani, și să fie luminător pe firmamentul cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari, luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea și stelele. Și a zis Dumnezeu să mișune apele de ființe vii și să zboare păsări deasupra pământului și pe firmamentul cerului. Și Dumnezeu a creat peștii cei mari și toate ființele vii care mișună în ape după specia lor și toate păsările înaripate după specia lor. Și a zis Dumnezeu să producă pământul ființe vii după specia lor, animale, reptile și viețuitoare ale câmpului după specia lor. Și așa a fost. Și a zis Dumnezeu să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate reptilele care se tărăsc pe pământ. Și așa a fost. Vedeți că deja creația lui Dumnezeu se plasează în istorie. Ritmat, spune textul, a fost o seară și a fost o dimineață. Și ce nu se întâmplă în celelalte religii. Da? Cartea Înțelepciunii spune, plecând de la această idee, Cartea Înțelepciunii este scrisă undeva la 100, oricum, în secolul I înainte de Hristos, unii zic chiar și după Hristos a terminat redactarea ei. Spune așa, într-adevăr, toți oamenii sunt din natură fără rost, însă cei care nu au cunoașterea lui Dumnezeu și care din cele bune care se văd, nu au putut să-L recunoască pe Cel care este. Termen mai departe, căci din măreția și frumusețea celor create, prin analogie, adică prin asemănare, se vede Creatorul lor. Aici sintetizez ceea ce zice prima, Dei Verbum fiind un document al Conciliului Vatican al II-lea. Sintetizez, insist acest document, este documentul despre revelație, că Dumnezeu s-a revelat în istorie prin cuvinte și prin fapte. Cuvintele sunt sintetizate în Sfânta Scriptură, faptele sunt sintetizate în istorie. Da? În istoria pe care lumea a consemnat-o. Știm că crezul nostru principal creștinilor este acela. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi și noi am văzut slava Lui. Slavă ca unicului Fiu născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Da? Fapt pentru care noi credem într-un Dumnezeu care dorește să locuiască cu noi. Noi credem într-un Dumnezeu care prin Iisus a luat trup omenesc. Și noi credem într-un Dumnezeu care prin Duhul Sfânt continuă să fie în mijlocul nostru. Așadar, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lasă urme pe acest pământ. A lăsat și lasă urme. Pentru care a merge în Țara Sfântă înseamnă a căuta urmele lui Dumnezeu. A le căuta. Și acestea se văd în sanctuarele care sunt, în pietrele pe care le veți vedea, în drumurile pe care le veți parcurge. Pe acolo a pășit Iisus. A lăsat urme. Le-a lăsat. Și ne bucurăm că le-a lăsat. Și mai ales a învățat să credem în cuvântul Său, pe care îl auzim la liturghie, pe care îl putem citi acasă. Cuvântul Său care a rămas cu noi și apoi a crede
că Dumnezeu se ține mereu de promisiunile sale. Am pus o imagine, așa, Dumnezeu lasă așa, astfel de urme, vedeți, pământ, mare și niște urme acolo. Toată creația este semnul lui Dumnezeu. Spune Sfântul Augustin, calea cea mai scurtă pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu este sufletul omului. Da? De aceea, mergând în Țara Sfântă, înseamnă a merge în locul unde a umblat Dumnezeu pe pământ. E locul unde putem vedea urmele lui Dumnezeu și ale lui Iisus în special. E un pic, am pus o hartă aici, de unde a plecat toată această istorie a umblării lui Dumnezeu pe pământ. Ceea ce vedeți cu verde se numește semiluna fertilă. Adică era, toată zona este deșertică, vedeți deșertul Arabiei, Siriei, dar acest verde, vedeți, scrie fertile crescent. Ei, această zonă e o zonă fertilă, plecând de la Ur, de unde a plecat asta, că aveam și o treabă aici, prin buzunar, unde am pus. Deci, plecând de la Ur, de aici a plecat Abraham și a venit așa, o să fie o hartă. Ei, Țara Sfântă este partea asta aici, vedeți, Ierihonul se vede. Se numește fertilă pentru că este brăzdată de câteva râuri, Tigru, Eufrat, și aici se vede un pic Iordanul. El este un pic mai fertil decât celelalte. Se numește Țara Promisă, Țara Făgăduinței, această zonă unde au ajuns și Abraham mult timp înainte de Moise și apoi unde a trăit și Iisus. Să vedem dacă merge sistemul ăsta. De ce Israel? De ce Israel? De ce nu n-a vrut Dumnezeu să-și aleagă un popor din altă parte? Ei, la întrebarea aceasta, Biblia ne dă un răspuns. Dar noi vrem, nu vrem, cum sunt și multe alte lucruri în lumea aceasta, acceptăm planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales poporul acesta. De ce? Sperăm să prindem când o să ajungem sus, dar nu ne grăbim. Da? Spune așa capitolul 7 din cartea Deuteronomului. Nu pentru că voi ați fi mai numeroși decât toate popoarele, v-a iubit Domnul și v-a ales. Voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care l-a jurat părinților voștri. De aceea Domnul v-a scos cu mână puternică, v-a răscumpărat din casa sclaviei și din mâna lui Faraon. Să știi că Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu fidel, care își ține alianța și îndurarea față de cei care îl iubesc și păzesc poruncile lui până la mia generație. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Abraham și din iubire față de acest popor, l-a ales pe Israel. Deci cam acolo era. Iubirea lui Dumnezeu față de popor se manifestă în trei direcții, sau față de Abraham. Dumnezeu îi promite lui Abraham, în primul rând, o descendență. Mintiți-vă, vocația lui Abraham spune, te voi face un popor numeros și ăsta n-avea niciun copil. Și la un moment dat Abraham răbufnește, bun, tu tot îmi spui treaba aceasta, dar cum o să se întâmple? Erau și bătrâni. Ei, și știm de acel episod cu cei trei îngeri care vin și îi promit anul viitor, pe vremea aceasta, când voi veni, Sara va sta cu un prunc în brațe. Și se naște Isaac, din care apoi toate celelalte. Deci, în primul rând, motivul descendenței, care este un motiv teologic al creației, al vieții. Apoi, promisiunea stăpânirii pământului. Îi spune Dumnezeu lui Abraham, îți voi da o țară unde curge lapte și miere. Este motivul teologic al stabilității, al veșniciei, dacă vreți. Și apoi a treia promisiune este cea legată de promisiunea prezenței sale. Îi spune Dumnezeu lui Abraham, eu voi fi cu tine. Ceea ce Isaia mai târziu va sintetiza în așa numitul motiv teologic al lui Emanuel, adică al lui Dumnezeu cu noi. Ceea ce Iisus va concretiza de altfel. Iisus este Emanuel, este Dumnezeu cu noi. Așadar, Țara Sfântă este țara făgăduinței, țara promisiunii, țara unde se pot vedea concretizate cele trei promisiuni confirmate de cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi din Evanghelia după Sfântul Ioan.
Am pus aici o frază care mi-e place extrem de mult și care mi se pare de fundamental importanță. Într-o carte lui Gerhard von Rad, se numește Teologia Vechiului Testament, citează un autor, îmi fuge numele, m-am gândit și săptămâna asta și cealaltă, nu vine minte pe cine îl citează, dar acest von Rad îl citează și citează această frază. Pentru Biblia creștină, istoria lui Dumnezeu este istoria omului și istoria omului este istoria lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se amestecă cu istoria noastră. În istoria noastră îl putem vedea pe Dumnezeu. Ăsta este conceptul. Ceea ce este de foarte mare importanță. Noi dacă am conștientizat că în istoria noastră se ascunde Dumnezeu, nu ne mai permite toate prostiile pe care le facem. Vedeți de ce e important acest motiv al istoriei. Bun, aceasta este Țara Sfântă pe care o să o vedeți în linii mari. Voi veți ajunge undeva aici, la Iafo, sau la Tel Aviv, cum se numește astăzi. Iafo este un cartier acum din ceea ce a devenit Tel Aviv, capitala economică a Israelului. Dar de ce nu merge? Deci, voi veți ajunge aici la Tel Aviv și veți merge apoi spre Nazaret, care este aici, și apoi vă veți întoarce pe partea asta la altă, de-a lungul Iordanului. Veți ajunge la Ierusalim, care e aici, apoi Betleem și veți coborâ cel mai mult până aici, la Ierihon. Bine, veți ajunge și undeva și sus aici, la Tel Dan, mergând de la Nazaret, Marea Galilei. Nu știu dacă veți merge la Carmel, cred că nu, pentru că... Poftim? Nu. Masada e mai jos, e pe aici. Deci, voi veți vedea o parte semnificativă din Țara Sfântă. Imaginați-vă că pentru noi bibliști este foarte important să știm toată zona aceasta, inclusiv partea asta de Sinai. Adică, în cele 6 luni cât am stat acolo, o să vedeți, vă pun și niște poze din 2006. Din 2006, efectiv, am umblat de ne-a sărit capacele. Toate chetroaile le-am analizat, le-am întors pe toate părțile. Bun. Aici aveți o hartă a traseului lui Abraham, de unde a plecat. Vedeți că a plecat de aici, Ur, a venit pe sus, s-a dus și în Egipt și apoi s-a întors la Hebron, în sudul Israelului. Am pus doar așa ca să aveți o idee. Încep să vă arăt câteva fotografii pe care le veți vedea apoi în realitate, locurile le veți vedea în realitate. Aceasta este bazilica de la Nazaret, bazilica unde Maria a primit vestea îngerului. O veți vedea, este splendidă și mare și pe mai multe niveluri. Vă voi mai arăta și o poză. Eu am avut aici frumoasa coincidență sau providență să celebrez a 500-a slujbă. Venise rând între colegii mei și mi-a picat mie să celebrez acolo, eu le numără slujbele, în mormântările nu, cununiile și botezurile, le număr. Și aia era 500-a slujbă, mă apropii de 5.000 de slujbe. Poftim? La sfârșit, vă rog, că altfel, da? Deci aceasta este... Și locul unde veți sta, cred, în prima seară, la Nazaret, nu? Pentru că ăsta e traseul pe care îl face. Vedeți deja grota Bunei Vestiri, o să mai fie vreo câteva poze, este la subsol, o veți vedea mai îndeaproape. Trec ca să... Aici este muzeul de la Cana Galilei, pentru că de la Nazaret veți trece colina și veți merge acolo. Eu vreau să vă atrag atenția asupra lucrurilor de arheologie.
semnelor concrete ale istoriei în care a venit Iisus sau în care a fost. Asta e Cana Galilei. Aici este biserica primatului de la Tabga. O să vedeți, după Cana Galilei mergeți cu siguranță la Muntele Fericirilor și lacul Genezaret și o plimbare cu bărcuța. O să vedeți că o să cânte și Deșteaptă-te Române, că sunt foarte atenți la aceste detalii evrei. Este biserica primatului lui Petru, în fine, biserica mulțirii pâinilor mai exact, pentru că Tabga e un pic la poalele Muntelui Fericirilor, veți vedea îndată. Aceasta este o viziune de deasupra a bisericii de pe Muntele Fericirilor și se vede în larg, se vede și Marea Galilei, vedeți acolo în partea de sus, da? Marea Galilei sau lacul Genezaret sau Marea Tiberiadei. Sunt trei denumiri diferite, dar care se referă la același loc. V-am pus aici și o hartă a ceea ce înseamnă a formei Mării Galilei. Se numește lacul Genezaret pentru că în ebraică Kineret se zice, care înseamnă o harpă. Și i-a luat numele acesta tocmai pentru că zice se are mai mult sau mai puțin o formă de harpă. Da? De aceea se numește Iam Kineret, lacul Genezaret. Apoi lacul Marea Tiberiadei s-a dat pentru că era Tiberius, iar Genezaret e pentru că e în zonă, acolo, în Galileea. Aici, vedeți, deja de departe se vede, mergând pe drum, acesta este Taborul, muntele Tabor. Da? O să vă mai arăt și în alte părți. Este impresionant. E un munte, e un delușor, are vreo 300 de metri altitudinea față de nivelul mării. Da? În zonă, vedeți că este totul oarecum întins, se vede la orizont, se văd și munții Nebo, partea asta de aici, dar e departe, e deja în Iordania. Da? Doar așa ca să vedeți, voi reveni asupra acestui munte. Aici deja vedeți, se coboară de la Tabor, acesta este Ierihonul. Am pus în celelalte slide-uri și situl vechi, care se numește Tel El Sultan, practic ruinele orașului vechi de care vorbește cartea lui Iozue. Da? Dar aici, doar ca să vedeți cam cum arată, sus acolo munții, deja sunt munții din spatele Ierusalimului, să faceți un traseu de la Ierihon spre Ierusalim, se urcă muntele care este pustiul Iudeii, cu o diferență de vreo 1000 de metri, diferență de nivel. Că suntem la Marea Moartă, suntem undeva la 400 de metri sub nivelul mării, la Ierusalim se ajunge la 600 de metri. Sper să-l faceți invers, adică de jos în sus, că dacă mergeți de sus în jos, cei cu probleme cardiace, poftim? Uliu, probabil că o să meargă încet, pentru că se simte diferența de presiune a aerului. Nu vă speriați că nu se moare. Adică, în cel mai rău caz, dacă se moare, vă mormântează în Țara Sfântă. Adică, dar nu se moare. În schimb, se simte diferența. O simt și eu, o simțeam și acum 10 ani, acum și mai tare. În trecut, când am mers, mi-am luat pastiluța, că mi-era teamă să nu, fiind cald, să nu meargă prea repede. Dar nu, Părintele vă va spune, dacă e cazul. Mă gândesc că noi am mers cu mașinile. Și am mers mai tare. Dar dacă se merge cu un autocar, de obicei merge mai încet și nu se simte așa de tare presiunea aerului. Aici la Ierihon, după Ierihon, veți vedea și sicomorul lui Zaheu. Este unul foarte vechi, acolo îngrădit. E frumos. Cred că am pus o poză, dacă țin bine minte. Și Muntele Ispitii din spate, da. Veți merge și acolo. Aici este Iordanul, unde veți merge și voi. De la Ierihon se merge apoi la Iordan. Am pus doar o poză așa, am tăiat-o că eram și noi pe acolo, dar eram pantaloni scurți, eram studenți noi. De fapt, eram preot, dar eram studenți și se fac reînnoirile baptismale. Noi nu ne-am dus pentru asta atunci, anul trecut am făcut, ne-am dus pentru că ne interesau niște rămășițe arheologice de pe malul Iordanului. Deci noi eram acolo cu hărți, cu pălării, cu aparate, cu de toate. În fine,
nouă ne trebuia. Apoi veți merge și la Betlehem, aceasta este grota nașterii Domnului, o veți vedea, și Bazilica Sfânta Ecaterina, este partea, să spunem, ortodoxă, prost întreținută, din păcate. Atunci o vedeți, oricum, partea catolică o veți vedea și nici la grotă nu se coboară. Poate totuși vă dă voie. Știu că începuseră lucrările. Bun, asta e ce veți vedea când veți urca la Ierusalim, dinspre Ierihon, ci din partea cealaltă. Să vedeți Baruchim, Habaim, Birushalayim. Traducerea literală înseamnă sunt binecuvântați cei care intră în Ierusalim. Dar e un mod de a zice bine ați venit. Asta înseamnă. Cum se spune și în ungurește, cine știe ungurește, ești în hosto, adică Dumnezeu v-a adus, dar de fapt înseamnă bine ați venit. Da? Asta am pus așa. Și Ierusalimul. De la biserica Dominus Flevit, de pe muntele măslinilor, aveți această priveliște, se vede, dar voi reveni, se vede, cum se numește, moschia albastră sau axa, cum o numesc ei. Acolo, zic arheologii, ar fi fost locul templului vechi, templului de la Ierusalim. Dar voi reveni asupra acestui lucru. În poza mică este Bazilica Sfântului Mormânt, vedeți sus acolo, dinspre intrarea principală. În dreapta apoi este zidul plângerii la care veți merge, cu siguranță. Am înțeles că de vreo luni de zile poate să intre și femeile și în partea bărbaților. Că era, vedeți că există despărțitura aceea aici. Aici erau bărbații, o grămadă de bărbați și aici este un muzeu unde merită să intrați, este gratuit, pentru a vedea cum se studiază legea la evrei. Sunt acolo care mormăie, așa, sau murmură, în fine, așa studiază ei. Iar aici, la partea femeilor, este bucățica de zid de vest care a mai rămas, dar voi reveni și asupra acestui lucru. Aici este, am pus o reproducere a ceea ce voi reveni imediat când voi ajunge la tunelul lui Ezechia, în care s-a găsit o inscripție foarte importantă din secolul 6-5, unde se spune că Ezechia a făcut un tunel și există o inscripție. De altfel, voi reveni în celălalt PowerPoint asupra trei documente arheologice foarte, foarte importante care ne demonstrează ce spuneam la început, că istoria biblică nu este o istorie inventată, ci este o istorie reală. S-au întâmplat lucrurile acestea. Și e important să aveți în minte treaba asta. E foarte important pentru noi creștini să știm că istoria noastră, istorie reală, n-am inventat-o. Noi o preluăm cu bucurie. Ne bucurăm că credința noastră se ancorează în istorie. Și avem mărturii foarte multe arheologice care ne demonstrează că poporul acesta, Israel, a existat și că Iisus a existat cu adevărat. Nu e o invenție. Chiar dacă pe la Paști, de obicei, iese câte un articol că s-au mai găsit niște oase, că de fapt era lui Iisus, că Iisus n-a înviat și trebuie de asta. Mie mi-ajung, de obicei, în postul mare, mail-uri aproape în fiecare zi. Ce ziceți despre articolul ăsta? Și, bineînțeles, trebuie să-l continui, să-l comentez. Acum aș trece la un alt grup de slide-uri care să vă ajute să vedeți câte urme a lui Dumnezeu sunt în Țara Sfântă. Nu le veți vedea pe toate, nici nu le pot arăta pe toate pe care le-am vizitat eu, că sunt foarte multe. Gândiți-vă, în 6 luni de zile, cât am stat acolo, 3 zile din săptămână făceam școală de dimineață până seara, asta era de obicei marți, miercuri și joi, vine sâmbătă și duminică eram pe teren, adică luni era liber, că vineri fiind ziua musulmanilor era sărbătoare, sâmbătă a evreilor și duminica a creștinilor. Noi eram duminică pe teren, celebram dimineața pe la 5 și apoi cu autocarul în siturile arheologice. Ceea ce vedeți acum este un sit în sud, se numește Arad, cum e și Aradul nostru. Aveți o priveliște nu prea ambietoare pentru că e pustiu, dar aici, de exemplu, vedeți, este grupul nostru,
Vedeți că pozele sunt făcute pe 22 septembrie 2006, eram încă la curs. Acesta este grupul din care făceam parte, studenții de la Institutul Biblic. Eram deja sus în sit, vedeți aici, să vi-l arăt, acesta este profesorul, nici nu prea se deosebește de noi, așa sunt profesori în Occident, n-au treabă să se amestece. Dar bine, stima noastră față de ei e imensă. Acesta este primul profesor de arheologie biblică, se numea Pietro Caswalder, a murit anul trecut într-un mod extrem de ciudat. Pe 29 iunie a murit dimineața, trebuia să meargă la un curs, seara a stat cu confrații lui preoți și dimineața l-au găsit mort. 59 de ani. Am acasă mai multe, un tip extrem de inteligent. Aici, la Arad, vedeți sanctuarul, rămășițele sanctuarului vechi iahvist, pre-ebraic, chiar, atât s-a putut reconstrui. N-am mai fost din 2007, în 2007 am mai fost odată, nu mai știu ce s-a mai făcut la Arad, că am mai fost de multe ori în Țara Sfântă, dar de obicei, mergând în pelerinaje, nu mergeam și la siturile arheologice. Dar puteți să vedeți un exemplu de sanctuar. Era mare, ăsta are vreo 120 de metri lungime. Da? Aici ajungem deja la un alt document arheologic care se găsește în Țara Sfântă nu foarte des, dar toate fortărețele, veți vedea, toate colinele sunt ocupate de fortărețe vechi, Megiddo, Hazor, Tel Dan, Masada, Irodion, care este ceva artificial, dar toate vârfurile de dealuri aveau o fortăreață. Acolo se refugiau și ei, ca să aibă apă, trebuiau să-și construiască ceva. De obicei se foloseau de așa numitele peșteri sau, dacă existau, dacă erau prea mici, le măreau sau le construiau chiar. Ezechia a făcut unul. Ei, se numesc cisterne ele. Acolo se călăuzea apa de ploaie și apoi se depunea, bineînțeles, o foloseau pentru băut, pentru mâncat. Ei, se numește cisternă. Eu am pus o poză aici să vedeți cam cum arăta intrarea într-o cisternă din aceasta. Am făcut poze și mai jos, dar sunt întunecoase și nu le-am pus. Deci, acum sunt protejate. Nu știu dacă am mai pus și cealaltă. Nu, n-am mai pus. Aici e deja o altă cetate, Lachiș, foarte des întâlnită în cărțile istorice. Vedeți, acum sigur, este drumul de acces modern. Veți vedea și poze din interior. Iarăși grupul nostru, mergeam cu... Plecam dimineața și ne duceam seara la 9:10, deci trebuia să luăm mâncare, să vedeți, nu știu dacă am pus mâncarea. Am mâncat de fiecare dată, dimineața, prânz și seara, lipii dintre alea cu... Puneau un fel de șuncă în interior, ne venea de acum greață de cât. Aia ne punea, aia mâncam. Dar eram bucuroși că aveam ceva de mâncare cu noi. Da, aici este pe vârful lui Lachiș. Ajungem la Tel Dan, se vede din nou profesorul. Tel Dan este la extremitatea nordică a Țării Sfinte, acolo izvorăște Iordanul. Da? Acolo, o să mergeți, pentru că știu că Părintele Cristi ține la treaba aceasta, e chiar la graniță cu Libanul și cu Siria. La Tel Dan s-a descoperit în 2005 o inscripție din secolul IX înainte de Hristos și este atestată științific, unde se pomenește de casa lui David în secolul IX înainte de Hristos. Gândiți-vă că scrierea a intrat în Israel în mod, să spunem, oficial după secolul VIII, secolul VI chiar, unii zic chiar și secolul IV, dar existau scribi care mai scriau câte ceva. Este o inscripție păgână, nu israelită. Este un rege care, din partea cealaltă, la Carchemiș, mai din nord, care a venit și a cucerit nordul Israelului și a bătut joc de casa lui David și scrie treaba aceasta pe inscripție. Uitați inscripția, reconstruită. Mai lipsește un fragment care încă nu s-a mai găsit o bucățică aici, dar nu e reconstruită în totalitate, lipsește și în partea asta alaltă. Povestește acel rege ce a făcut acolo în țara, nordul Țării Sfinte, dar pomenește și este foarte importantă această expresie, casa lui David în secolul IX. Deci noi avem confirmarea istorică a faptului că
dinastia davidică exista, era cunoscută și de cei din afară. Este foarte important lucrul acesta. Mai există, n-am mai pus, un calendar, se numește calendarul de la Gezer, Gezer fiind o localitate aproape de Ierusalim, din secolul 12 înainte de Hristos, care pomenește iarăși un document străin, și mai sunt și altele, unde se pomenește clar de existența poporului israelit. Și avem mărturii arheologice, nu sunt invenții, nu sunt transcrieri, ci sunt pietroaie pe care sunt scrise aceste informații. Da? Aici este o poartă din secolul 11, tot la Tel Dan. De obicei nu se merge cu turiștii, pentru că este în capătul celălalt al sitului arheologic unde voi veți merge. Eu v-am pus, ca să știți, de ea se numește Poarta Sumeriană, o poartă impunătoare. Practic pe aici se intra în fortăreața de la Tel Dan. Acum este mai amenajat, mai bine scos în evidență. Coborâm spre Ierusalim și ce vedeți aici, o să aveți priveliștea aceasta de pe coama templului. Când veți merge la moschee, veți trece și de moschea cealaltă și veți merge la coamă și veți vedea dintre zăbrelele de beton, veți vedea această priveliște. Practic, în partea de sus, aici este cimitirul ebraic vechi. Aici, în zona aceasta și aceasta, unii zic că ce vedem aici ar fi mormântul lui Isaia, profetul. Așa zic. Aici ar fi așa numitul Tofet fiind zona unde se ardeau, nu resturile, ci se ardeau resturile de animale, oase și treburile acestea. Prin zona aceasta ar trebui să fie, aici este o zonă de morminte, ar trebui să fie și a lui Ieremia. Deci sunt multe locuri unde, sigur, cercetătorii încă mai caută explicații, dar există dovezi cum că în zona aceea ar fi fost înmormântați unii profeți. Profetul Isaia primul a trăit în secolul 8 înainte de Hristos. Deci faceți niște calcule înapoi și cât este de important ca noi în Țara Sfântă să găsim treburile acestea. O să vă mirați, nu o să mergeți aici, pentru că este o zonă protejată și este doar pentru cercetători și studenți. Ce vedeți acolo, Sarah Cave, ar fi mormântul Sarei, soția lui Abraham, din zona Mamre. Ea arată cam așa, arăta cam așa, nici eu n-am mai fost din 2007. Se intra aici, zona este destul de mare, cu morminte foarte vechi, deci vorbim de 2000 înainte de Hristos, cel puțin. Eu zic așa, că undeva atestat științific, Abraham ar fi plecat de la Ur în jurul anului 1750. E o convenție științifică. Se pare că acolo este mormântul Sarei. S-au găsit și oase, s-au făcut diferite cercetări, încă nu sunt, și chiar urmăresc lucrurile acestea, pentru că sunt de interes chiar personal, și mai ales pentru că trebuie să le predau studenților apoi lucrurile acestea, nu am văzut încă o rezoluție din partea cercetătorilor absolută. Da? Dar există acel mormânt unde se spune că este al Sarei și în vecinătatea acelui mormânt ar trebui să fie și cel al lui Abraham, cel puțin după datele pe care noi le avem din Biblie. Ajungem la ceea ce spuneam deja, pomeneam un pic mai înainte, așa numitul tunel al lui Ezechia, care are 120 de metri, se face cam în 10 minute, foarte strâmt și are o istorie, vă spun îndată, foarte interesantă. Uitați-l cât este de îngust, are cam 90 de centimetri lățimea și înălțimea cred că are 2 metri jumate, dacă țin bine minte. Ca să vedeți cum se merge, trebuia mers prin lateral. O imagine de-a mea de acum 10 ani de zile. Eram și mergeam cu studenții, de obicei este și apă pe jos, că curge. Pentru acest lucru, sau cu acest scop fusese făcut acest tunel, ca să canalizeze apa de sus spre cisterna numită Siloie, de unde să aibă apoi apă când vin invadatorii. Și o să vedeți că se vorbește despre acest lucru și în Sfânta Scriptură. Inscripția spune că, o sintetizez,
descrie cum s-a construit acest tunel. Spune că regele Ezechia, secolul 7, a tocmit două grupe de săpători dintre ăștia cu târnăcopul. Un grup a început de jos și un grup a început de sus. Și după 70 de zile s-au întâlnit în același punct. Zic că s-au lovit chiar târnăcop în târnăcop. E poate legendă. Cert este că tunelul există și că această inscripție este din secolul 6, înainte de exilul babilonian. Da? Deci e foarte important că exilul babilonian, cel cu Nabucodonosor, a distrus multe lucruri, dar nu le-a distrus pe toate. Iar noi avem aceste mături. Se vorbește despre acest tunel în trei locuri în Sfânta Scriptură, în 2 Regi 20 și în 2 Cronici 32. Se vorbește despre Ezechia că a săpat un tunel. Vedeți ce frumos se întâlnesc informațiile din Biblie cu informațiile pe care noi le avem în arheologie. Și lucrul acesta este excepțional pentru noi. Excepțional. Pentru că vine să confirme ceea ce noi știm deja prin credință. Veți merge apoi la Qumran. Aici este o mică peșteră, cum se numesc, o grotă. Una dintre multele care au fost descoperite în zona Mării Moarte, la Qumran, o să vedeți situl, locul unde stăteau esenienii. Peșterile acestea sau grotele acestea sunt un pic pe munte. Nu e accesibil. Noi am mers atunci, pentru că eram studenți și aveam legitimație, dar de obicei nu se dă voie. În această grotă încă mai erau oase în 2006. Le vedeți acolo. Încă mai erau diferite cioburi care urmeau să fie studiate în laboratoare. Se face așa. Se strânge totul în cutii, se duce într-un laborator și apoi începe studiul. Pe fiecare ciob se reconstruiesc lucrurile. Vedeți aici niște vase, amfore, dar se studiază bucățică cu bucățică, cu lupa, cu infraroșu, să se disceavnă, să se priceapă ce este scris acolo sau ce rezultă. Este un atelier de lângă Qumran al cercetătorilor arheologilor. Acesta este un papirus, o bucățică de papirus. S-au găsit foarte multe papirusuri sus acolo la Qumran, multe variante, mai ales la profetul Isaia, bineînțeles din Vechiul Testament, care au venit să confirme după 1900 de ani că ceea ce avem noi în Biblie era același lucru care aveau la Qumran. Și acele papirusuri, pergamente de acolo au ajuns în acele grote undeva în jurul anului ori 70, când a căzut Ierusalimul, sau cel târziu în jurul anului 130, ultima rezistență ebraică, Bar Kokhba la Masada. Veți vedea Masada. Deci vorbim, din 130 până în 1940 și nu se știa nimic de aceste documente. Imaginați-vă că textul biblic are foarte multe variante. Dar noi când am, după aceste descoperiri, ne-am dat seama că în biserica noastră textul a rămas fidel, dincolo de variante. Este excepțional acest lucru. Adică vine să confirme că credința noastră în Sfânta Scriptură este autentică. Aș zice chiar ortodoxă în sensul etimologic al termenului. Aici este iarăși o bucată de piatră lespede găsită tot la Qumran. Vedeți deja că este un pic mai albastră. De ce? Când am fotografiat-o, ea era protejată de un geam și știam că în interior este protejată cu ultraviolete, nu ca să nu se deterioreze. Pusese scoasă, roca e tufo și se descompune ușor în contact cu aerul. Acesta este Rihonul vechi, Tel El Sultan, văzut din telecabina care merge spre muntele ispitirilor. Vedeți săpăturile. La Jerihon s-au găsit 12 straturi de civilizație. Este o arheologă engleză, Elizabeth Taylor, care s-a ocupat de Tel El Sultan și a găsit 12 niveluri de civilizație. Adică au fost 12 rânduri de oameni acolo. Iar s-a dărâmat, iar s-a construit, iar s-a dărâmat, iar s-a construit, de 12 ore. Și vine să confirme, poftim? Așa s-a spus până mai acum vreo 2-3 ani, dar se pare că
există și altceva. Chiar la Arad, în sudul Țării Sfinte, ar fi ceva mai vechi. Dar până în momentul de față, științific, ar fi orașul cel mai vechi din lume. Așa se zice, nu neapărat evreu, păgân. Vedeți aici, deja noi ne-am plimbat și pe deasupra și cred că am mai pus o poză. Da, uitați aici, zidul vechi se vede acesta. Zidul vechi se vede un pic. Voi cred că veți merge în piață. Este vizitabil, cu excepția zilei de vineri, că este la musulmani și închis. Dar se poate vizita, nu știu cât, nici mai știu cât este. Ceea ce vedeți aici este Irodionul, ceea ce Irod și-a construit pentru ca să se apere. Irod cel Mare era un tip extrem de obsedat de moarte și a ucis soția, și a ucis copiii ca nu cumva să ia tronul. Și până la urmă a murit tot printr-un complot. Da. Este Irodionul, o să vedeți și câteva fotografii de deasupra. Așa arăta, deci imaginați-vă că este o colină artificială, nu e naturală, și l-au construit cu sclavi. Irodionului. Pământ cărat și chetroaie și l-au construit și după aceea a făcut sus tot felul de temple, de se simțea bine tare acolo, avea și terme chiar, deci terme artificiale, pus-o, construit o cisternă din cărămidă deasupra unde să se încălzească apa și apoi curgea, știa, crescuse pe la Roma. Așa arată vârful muntelui, acum sigur este o ruină, a fost distrus. Și acest Irodion în anul 70, apoi confirmat în anul 130. Nu știu dacă vă duce Părintele Cristi la Becian, de obicei nu se merge, deși este aproape. Eu am insistat să meargă și numai să vadă. Becian sau Scitopolis este un oraș tipic din timpul lui Iisus. Așa arăta orașul în timpul lui Iisus, sigur. Este o ruină, se vede strada mare. Aici a lucrat și Sfântul Iosif cu foarte mare probabilitate la, ca lemnar. Puțini erau lemnarii în timpul lui Iisus și nici nu era o meserie neapărat bine văzută, dar foarte bănoasă. De obicei se pricepeau cei din Liban la tâmplărie. Filistenii se pricepeau la chestii de metal, topoare. Evreii se pricepeau la păscut și la celebrări liturgice. Deci, ar fi frumos. Nu puteți să forțați, dar mă gândesc că o oră se pierde din tot traseul. Adică se merge, se vede, nici nu trebuie mers neapărat pe jos. E impresionant pentru că se vede câtă bogăție exista pe timpul lui Iisus. Și în Evanghelie se spune că ucenicii se plimbau prin fața templului și îi spune Iisus, vezi ce frumos e. Și Iisus le spune, nu o să rămână piatră peste piatră. Da? În altă parte spune tot Evanghelia că mergeau bogătașii și lăsau zurnăia cutia de oferte. Era foarte multă bogăție în timpul Iisus. Era și o perioadă de pace chiar în acel timp. De aia probabil că se crease diferența așa de mare dintre farizei, cărturari și lumea simplă. Nu, asta nu este Becian nici mâine. Asta e de la Arad. Cred că am suprapus eu niște... Da. Apoi veți ajunge la Ierusalim. De fapt, ne întoarcem la Ierusalim. Este terasa templului cu moschea albastră. Am venit aici pentru ca să vă arăt cam cum arăta explanada templului pe timpul lui Iisus. Vedeți în partea aceasta, acesta era templul. A mai rămas o bucățică din zidul acesta și atât. Și restul este ocupat de moschee care au reconstruit un pic în partea asta de altă o coamă despre care vorbește Evanghelia după Sfântul Luca, că Iisus ar fi trebuit să se arunce de acolo. E ceea ce vedeți aici. Cam dice, ar trebui să se aruncă Iisus, să se arunce Iisus în Ghienă. Aici este Ghienă, în partea asta de jos. Aici, ce vedeți, biserica aceasta este biserica Dormirii Maicii Domnului, o veți vedea lângă cenacul care este aici. N-am putut să facem fotografii în cenacul, nu ne-a dat voie. Este al evreilor și ni s-au confiscat aparatele de fotografiat la intrare. Acum se dă voie. Și n-am pus. Dar veți vedea, e o încăpere cu foarte multe decorații musulmane. O altă vedere a coamei explanadei templului. O altă perspectivă. Ceea ce vedeți aici este Masada. Aici a fost ultima rezistență ebraică
în 130. Din nou la Nazaret, deci aici stăteam, era din camera de unde stăteam noi când stăteam la Nazaret. Aceasta este grota Bunei Vestiri și am și pus și o poză când am celebrat la 500-a slujbă. Celebram în trei acolo. Mie mi se pare sugestiv, cel puțin pentru mine contează. Poftim? Bun. Atunci așteptați și le primiți pe toate. Aici este biserica întâlnirii dintre Maria și Elisabeta, da? Și cu fântâna de la care se zice că Maica Domnului aduce apă să ajute pe Elisabeta. Acesta este profesorul Eugenio Aliata, încă trăiește, el era profesorul de geografie biblică, arheolog, el a descoperit tot ce înseamnă situl arheologic de la Cana Galilei. Este a lui. Deci el a săpat cu mâna lui și a scos la iveală anforele și toate acestea. Asta pentru ca să știți. Ne întoarcem din nou la Betlehem. Am pus aici poza aceasta. Aceasta este, știți când spune Iisus acolo, mai degrabă să intre cu foarte greu va intra un bogat în împărăția celor, mai degrabă va trece o cămilă prin urechea acului. Și una dintre interpretări e că Iisus s-ar fi referit la această poartă, ușă de intrare la Betlehem. Cruna, cum se numește ea. Vedeți, deci eu am 1,75 m, cam cât ar putea să aibă poarta aceea, 1,5 m. Și trebuie mers tot timpul înclinat. Bine, tradiția creștină spune că poarta aceasta a rămas așa mică pentru că cei care intră, deja de la intrarea în bazilică să se încline, că intră în locul unde Iisus a luat, unde s-a născut. E frumoasă interpretarea, dar e greu de explicat arheologic. Tot la Betlehem, în subsol, pentru noi bibliști, este iarăși un loc sacru. Ce vedeți acolo este grota Sfântului Ieronim. Sfântul Ieronim, care a plecat de la Roma și în jurul anului 400, a tradus Biblia din ebraică în limba latină, ceea ce numim noi Vulgata. Biblie care s-a citit până mult încoace, până la reforma liturgică chiar, 1970, da, după Conciliul Vatican al II-lea. Noi mergem cu drag acolo, bibliștii mergem, suntem sufletește legați. Imaginați-vă că eram 15 preoți, toți am vrut să celebrăm fiecare singur și am stat la 15 slujbe acolo, făcând pe ministranții. Dar e o chestie sufletească pentru noi, Sfântul Ieronim fiind unul dintre mari bibliști, mari oameni importanți ai. Da. Aici este Bazilica de la Cana Galilei, da, și altarul. V-am pus deja poze cu anforele înainte. Biserica de pe Muntele Fericirilor. Poza aceasta am pus-o. De ce? Biserica actuală de pe Muntele Fericirilor este foarte recentă. Foarte recentă. Prima biserică creștină construită pentru a marca evenimentul fericirilor este undeva la Poale, când o să urcați de la Tabga, de la primatul lui Petru, spre Muntele Fericirilor, veți vedea chestia asta îngrădită. Am văzut și anul trecut tot e la fel. Aici se zice că în această zonă se zice că ar fi stat Iisus și ar fi pronunțat fericirile și apoi s-ar fi făcut o biserică acolo. Există resturi, într-adevăr, de ziduri ale unei biserici mult mai vechi decât este cea de sus. Cea de sus este elegantă, a carmelitanilor, foarte simpatice, între altele. Apoi veți merge la Cafarnaum și aici este biserica suspendată deasupra casei lui Petru. Da? O vedeți deja suspendată. Eu o să vă pun, am pus și niște poze de dedesubt unde voi nu veți merge. În zona aceasta arheologică nu veți intra. Ăsta este spatele. Veți intra din partea cealaltă și veți vedea de sus, de aici, toată arheologia. Noi am avut ocazia să intrăm. Uitați, așa arată. Se zice prin tradiție că, nu asta, ci astălaltă, aici era camera unde se retrăgea Iisus când venea la Petru și venea des. Eu vindeca chiar și soacra la un moment dat. Deci mergea cu drag, se cunoștea cu... Da. Aici este, veți merge la Ierusalim din nou, ne întoarcem. Când veți merge spre Muntele Măslinilor, o să vedeți biserica, cum se cheamă, acolo unde Iisus a transpirat sânge. Dar, sigur, bazilica este un pic mai încolo, este o grotă, se intră plecând de la
Biserica Maicii Domnului spre... Este o grotă unde se zice că chiar acolo ar fi pătimit Iisus înainte de pătimele lui, ar fi transpirat sânge, ar fi avut agonie. Oricum, Bazilica Agoniei este asta, o vedeți acolo. Și în biserică, în fața altarului, este o lespede, o piatră păstrată dintotdeauna, nu-i adusă, care amintește de momentul pătimirii, agoniei lui Iisus. Da? Și am spus așa, ajungând aproape de coborârea muntelui Măslinilor, toată mulțimea discipolilor, bucurându-se, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le-a văzut, spunând, binecuvântat Cel ce vine, Regele, în numele Domnului, pace în cer și glorie în înaltul cerului. Este din Evanghelia din Duminica Floriilor. Atunci unii farizei din mulțime au spus, învățătorile, mustră-ți discipolii. Dar El le-a spus, vă spun, dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele. Și pietrele strigă și astăzi, că Iisus a existat. Pietrele strigă și astăzi, mai ales în Țara Sfântă, că Dumnezeu a călcat pe pământul nostru. Iar voi veți merge să vedeți lucrurile acestea. Locurile pe unde Iisus a călcat. Uitați-vă la pietre, sunt importante. Uitați-vă la locuri, priviți-le, puneți-le să rămână acolo în suflet. Că credința noastră se bazează pe biserica construită pe piatră, pe stâncă. Da? Și ultimele lucruri, nu uitați, dincolo de aceste lucruri, nu uitați, păi, de unde merge? Nu uitați că noi mai avem ceva, nu e în Țara Sfântă, dar avem Giulgiul, avem o copie în mărime reală la Episcopie, la Iași, un document extrem de important care încă o dată ne spune că Iisus a trăit printre noi, că a fost înmormântat, se vede un pic chipul lui Iisus, oricum eu l-am pus și câteva imagini, vedeți cum s-a reconstruit pe marginea Giulgiului chipul lui Iisus și uitați-l cum arăta Iisus. În reconstruire era simpăticuț totuși, da, probabil că avea 1,80 m înălțime. Da, deci uitați-vă și nu, aceasta este o imagine științifică, nu e o imaginație de a unui pictor, nu. Pe baza Giulgiului și altor mărturii arheologice, cam aceasta ar fi fost fața lui Iisus. Da? Și îmi place să termin cu un psalm, sau doi psalmi mai exact. Scrie acolo, al lui David, când era în pustiul lui Iuda. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Sufletul meu e însetat de Tine, pe Tine Te dorește trupul meu, ca un păun pustiu, uscat și fără apă. În alt psalm spune, nu Ți ascunde fața de la mine, ca să nu mă asemăn cu cei ce se coboară în groapă. Fă să aud dis de dimineață îndurarea Ta, căci în Tine mi-am pus încrederea. Fă-mă să cunosc calea pe care voi merge, că sufletul meu spre Tine îl înalți. E ceea ce vă doresc să faceți în Țara Sfântă, cât mai sus inimile, ochii la locurile pe care le veți vedea, lăsați-vă încălziți de aceste locuri. Dincolo de indulgență plenară, important este să știți că credința noastră este o credință care se bazează pe istorie, o credință care se ancorează în istorie și o credință care continuă în istoria noastră. Am adus să vă arăt o carte pe care am dat-o deja la tradus, eu neavând timp să fac lucrul acesta. Este o carte excepțională despre viața lui Iisus. Cea mai bună carte. Veniți la Traian, vă arăt, am un raft de vreo 30 de volume diferite variante ale vieții lui Iisus. Asta este cea mai bună. Și a papei Benedict este, dar aceea este o interpretare teologică. Aici este teologie și istorie și arheologie. Se numește Jean-Christian Tiffis, este un jurnalist francez credincios, care, pe baza informațiilor și lucrurilor pe care le știe, bun cunoscător al Evangheliei și arheologiei biblice, a scris volumul acesta. Eu l-am citit în două nopți. Deci, efectiv, e în limba italiană aici, efectiv, este excepțională cartea aceasta. O să apară și în limba română, Părintele Lupu deja lucrează de vreo jumătate de an la ea. Vă mulțumesc pentru atenție, scuzați lungimea. Dacă sunt întrebări. Să nu vă pare rău, pentru că am avut o mare șansă să-L avem în fața noastră, să-L auzim noi de aici din biserică, dar și ceilalți care sunt în legătură cu noi prin internet, pe Părintele Eduard Patrașcu,
un pasionat, un pătimit al Sfintei Scripturi, și acum peste două săptămâni îl vom avea pe Părintele Popovici Mihăiță, Părinte Ortodox de aici, de Roman, la fel, prieten al nostru, prieten al Părintelui și pasionat al Sfintei Scripturi. Aș ruga să venim cât mai mulți, sigur, cei care pot aici, dacă nu, măcar să fim conectați prin internet și în felul acesta, așa cum spunea Părintele, să ne încălzim inimile, adică să nu mergem în Țara Sfântă, auzim pentru prima dată, nu, să mergem, să avem timp să medităm lucrurile, să le aprofundăm, să intrăm în comuniune prin ceea ce vedem cu Dumnezeu. Îi mulțumim încă o dată, dacă sunt întrebări stricte, să nu fie doar de curiozitate, pentru că alte întrebări la fața locului. Nu. E bine să aveți că, bine, îmbrăcămintea trebuie să fie decentă, mai ales când e vorba de intrat în anumite biserici. Adică bărbații nu cu pantaloni scurți, trei sferturi, femeile rochii lungi. Dacă nu, luați-vă o basma sau un batic, pentru că sunt locuri unde se poate, sunt locuri unde nu. Sau o fustă mai lungă, sau dacă nu, un voal dintre la care îl pui în jurul coapselor ca să acopere. Dar în general nu sunt. Să aveți, luați în fiecare dimineață apă cu voi, dar vă va spune Părintele că este cald tare. La hotelul unde mergeți, poftim? Încă mai este cald, nu așa de cald cum e în august, dar e bine să aveți, vă va spune Părintele, oricum hotelurile pe care le alegeți sunt excepționale. Deci se mănâncă, cel puțin la Nazaret, efectiv, este foarte bun, se mănâncă bine. Nu, eu zic de anul trecut. Nu, dar este foarte bun organizator, Părintele, din punctul ăsta de vedere. Îi mulțumim încă o dată și încheiem cu o rugăciune. Da, și cu dorința de a ne vedea peste două săptămâni. Azi suntem în 7, da, pe 21, da, pe 21, exact, duminică, la aceeași oră, la ora 19, să ne vedem aici. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfântă Tereza a Pruncului Iisus. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. O să-l mai avem pe Părintele și altă dată, să știți, și după ce venim din Israel, și o să mai avem întrebări, atunci le scriem și le putem adresa, pentru că Părintele nu se mulțumește doar cu cât știe. Părintele, vedeți că este dornic să știe cât mai mult, chiar să ne prezinte cărți, traduceri, știe o Sfânta Scriptură, dacă a venit o dată să ne o prezinte Părintele, mai mult decât ne-a fost prezentat până acum. Este aproape de noi aici și vine cu plăcere. Biblia scurtă este gata, am terminat-o ieri, am găsit deja și tipografie în Coreea, s-audă și ceilalți, o să fie hârtie și mai subțire și o să fie ceva de genul acesta. Nu știu încă prețul, pentru că n-am putut să evaluez, aștept cotațiile de preț, dar este gata, vor fi două variante, una un pic mai mărișoară, ceva de formă aceasta ca mărime, dar mai subțire, și una cam la jumătate și de buzunar. Asta ca să se poată publiciza. Aștept să văd când va ajunge acum tipărită în mâinile noastre și voi pune la dispoziție. De asemenea și pe telefoanele mobile, deci de săptămâna viitoare vor putea fi făcute update-urile pentru textul nou, revizuit, corectat și îmbunătățit pe alocuri. Da, organizatorii, spun și dumneavoastră, dar și celor care ne urmăresc pe internet, nu uităm până la sfârșitul lui septembrie să aducem toți pașapoartele, găsiți căi, mijloace, pentru ca să ajungă aici la Roman, deci toți avem pașapoartele și suma completă. Suma completă. În septembrie voi anunța când ne vedem pentru ultima dată, înainte de a pleca în Israel. Va fi întâlnirea cu o soră din congregația Notre-Dame de Sion, sora Neculai Iuliana, care este la fel o biblistă deosebită și o persoană care a stat, cred că vreo 10 ani în Israel, în Țara Sfântă. Vom vedea exact data când ne vom întâlni cu dânsa, în septembrie. Lăudați să fie Iisus Hristos!